Tragedie fără margini în această dimineață pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Drobeta, Turnu Severin, acolo unde o bătrână care traversa strada regulamentar a fost lovită mortal de un șofer în vârstă de 80 de ani. Echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului, însă, din păcate, bătrâna nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Momente de groază au avut loc în această dimineață pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Drobeta, Turnu Severin, unde o bătrână a fost izbită în plin petrecerea de pietoni. La fața locului s-a deplasat un echipaj de paramedici din cadrul detașamentului Drobeta, Turnu Severin, care au intervenit cu o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, victima, o femeie în vârstă de circa 70 de ani, se afla în stare de inconștiență. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. La sosirea salvatorilor, persoana se afla în stare de inconștiență. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale SMURD și SAJ, femeia a fost declarată decedată de către medicul SAJ. Un stop cardiorespirator cu traumă majoră, am efectuat resuscitarea cardiopulmonară, dar fără rezultat. După 45 de minute am declarat-o decedată. Practic, impactul a fost foarte violent. Da, probabil a fost foarte violent. Nu știu circumstanțele efectuării, producerii accidentului. Eu vă spun despre pacient, așa am găsit-o un stop, a preluat inițial SMURD-ul. Noi am continuat resuscitarea, dar fără rezultat, leziuni din păcate. Incompatibile cu viața. Aparent, da, sigur. Am probabil înțeles. Și o, după... și fractură de cervicală, probabil, adică sigur, cu o fractură de braț anfractoasă, cu plagă toracică. Deci, da. Am înțeles că i-a fost smuls brațul. Cam, da, sigur, a fost smuls brațul stâng. Tot mai multe accidente sunt produse la trecerea de pietoni de pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiu. Deși conducătorii auto sunt obligați să circule cu maxim 30 de km pe oră, când sunt pietoni în apropierea trecerii. Mulți dintre aceștia nu respectă legislația, ajungându-se la adevărate tragedii. Oamenii din zonă afirmă faptul că au ajuns să le fie frică, să treacă strada de teama șoferilor neatenți. De bun? Vin cu viteză și de jos și de sus. Cum scapă la semafoare, cum îi rupere. Dar nu știu câte oară cu spatea, nu am murit aici. Tot în accident. Fiica femeii decedate, ajunsă la fața locului, a rămas înmărmurită de durere, vestea căzând ca un trăznet. În dimineața zilei de 13 ianuarie 2022, pe bulevardul Nicolae Iorga din Turnu Severin, s-a produs un accident de circulație în care a fost implicat un autoturist și un pieton. Se fac cercetări la fața locului pentru a identifica cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier. Ce ne puteți spune? Ce s-a întâmplat pietonul? Pietonul a traversat bulevardul Nicolae Iorga și a fost lovit de un autoturist. Vom face verificări pentru a stabili cu exactitate cauzele împrejurile în care s-a întâmplat accidentul. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat de 80 de ani din comuna Obârșea de Câmp, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Iorga, a croșat un pieton, o femeie de 70 de ani din Drobeta, Turnu Severin, ce se angajase în traversarea străzii pe marcaj pietonal. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.